Hello, welcome to lesson number 20. Bine ați venit la lecția numărul 20. Am ajuns la sfârșitul acestei serii de curs de limba engleză pentru începători. M-am gândit foarte mult ce să fac în lecția numărul 20, ce să cuprind această recapitulare finală. Sincer, eram lucrat la slide-uri toată ziua și am filmat și am citit și m-am răzgândit. Sper ca versiunea aceasta finală să fie ok, să vă placă. Cât de cât. Ok, so here we go. We start with revision. It's revision time, first of all. Să ne uităm un pic la cuvintele din lecția precedentă, Hurricane Katrina. O să vă rog să vă gândiți, poate vă notați undeva. Puteți să puneți pe pauză dacă eu merg prea rapid, știți bine. Cum mai spunem la inundații sau furtună, sau valuri, vânturi, imens, a dura, a trece, echipele de salvare, acoperișul casei. Ok. You can pause the video if you need to. Puteți să puneți pauză dacă aveți nevoie. Here are the answers. Iată și răspunsurile. Floods, storm, waves, winds, huge, to last, so to last, to pass, rescue workers, rooftop. Iar ca tema ați avut de citit cu voce tare și de tradus Hurricane Katrina, o să vă citesc și o să vă traduc eu acum. Hurricane Katrina. On 29th August 2005, something terrible happened, which changed the way of life in New Orleans forever. Pe 29 august 2005, ceva teribil, îngrozitor s-a întâmplat, care a schimbat stilul de viață, felul de viață din New Orleans pentru totdeauna. Hurricane Katrina hit the city, and hundreds of people lost their houses and their jobs. Uraganul Katrina a lovit orașul și sute de oameni și-au pierdut casele și joburile. Unfortunately, many lost their lives too. Din nefericire, mulți au pierdut și viețile de asemenea. Hurricane Katrina was a combination of a tropical storm and high seas. Uraganul Katrina a fost o combinație de furtuni tropicale și de mări învolburate, de valuri înalte, da, gigantice. Deci putem și imagina. It started on 23rd August, but within days it grew bigger and stronger until it reached category 5. The strongest a storm or a hurricane can be, with winds as fast as 145 miles an hour. A început pe 23 august, dar în câteva zile, within days, da, înseamnă pe parcursul, pe durata câteva zile, a crescut mai mare și mai puternic până ce a ajuns la categoria 5, cea mai puternică furtună, la care poate fi cea mai puternică furtună sau uragan. Da? The strongest, cel mai puternic. Asta este categoria la care o furtună sau un uragan poate să fie cel mai puternic. Cu vânturi puternice, rapide, de 145 de mile pe oră. But by the day the storm reached New Orleans, the wind speed was 175 miles per hour, which made it the second strongest hurricane ever in the Gulf of Mexico. Dar până în ziua în care furtuna a ajuns la New Orleans, viteza vântului era de 175 de mile pe oră, ceea ce l-a făcut să fie al doilea cel mai puternic uragan vreodată din Golful Mexico. When Katrina hit New Orleans, the rain, the waves, the river and the high winds caused a huge flood in many areas of the city. Când Katrina a lovit New Orleans, ploaia, valurile, râul și vânturile puternice au cauzat o inundație imensă în multe zone ale orașului. The flood lasted for many days after the storm passed, and lots of people had to wait for the help of rescue workers on their rooftops. Inundația a durat multe zile după ce furtuna a trecut și mulți oameni au trebuit să aștepte echipele de salvare pe acoperișurile lor. When the storm began, many people weren't prepared, and the hurricane broke many houses, shops, and cars.
Când furtuna a început, mulți oameni nu erau pregătiți, iar uraganul a stricat, ruinat, a distrus multe case, magazine și mașini. It caught many people by surprise and it brought a lot of misery in New Orleans. I-a surprins pe mulți oameni, i-a luat prin surprindere pe mulți oameni și a dus multă nefericire în New Orleans. People didn't drive away because they couldn't. Oamenii n-au plecat cu mașinile lor pentru că nu au putut. The streets were destroyed and flooded. Străzile erau distruse și inundate. After the danger passed, many people thought about moving away, so they flew to other parts of the United States as soon as they could. După ce pericolul a trecut, mulți oameni s-au gândit să se mute departe, așa că au zburat spre alte părți ale Americii imediat ce au putut. Ok, sper că v-ați descurcat bine la această traducere. Țineți minte că o traducere nu este matematică 1 plus 1 egal 2. O traducere înseamnă și adaptarea pentru o limbă, o altă limbă, pentru că sintaxa este alta. Au fost niște cuvinte, și nu neapărat cuvinte, dar niște propoziții mai lungi și mai complexe, care cred că v-au dat ceva bătaie de cap. Da? Deci nu trebuie ca traducerea voastră să fi fost perfect exact cum a fost a mea, ci sensul și înțelesul să fie acolo ce trebuie, da? Să fie foarte apropiat. Ok, și acum, o scurtă recapitulare, o scurtă trecere prin revista lecțiilor făcute împreună. M-am gândit să vă readuc în față Anne, care a fost una dintre primele noastre lecții, din care am extras cuvintele pe care trebuie să le să vă gândiți voi ce cuvinte lipsesc. Eu vă sfătuiesc să aveți la îndemână o foaie de hârtie sau un caiet, poate ați avut un caiet pentru acest curs, și să vă notați cuvintele lipsă. Puteți să puneți pauză la video, evident, puteți să vă gândiți. Vă citesc și pe urmă vă arăt și răspunsurile. My name is Anne. I'm 24 years old. I'm an... Și aici trebuie să vă gândiți, dacă vă reamintiți, cum se spune, contabilă. I work in a small company and I really like my colegi de muncă. I have very nice... I really like my... Aici nu era colegi de muncă, era locul de muncă. Oh, silly, Mona. I really like my, da? Loc de muncă trebuie să puneți aici, în al doilea spațiu liber. I have very nice, aici trebuie să puneți, colegi de muncă. And my manager is very, foarte săritor, foarte ajutător. N-avem în română cuvântul ăsta, dar ar fi drăguț să-l avem. I'm not married, but I have a iubit, prieten. We live in a small apartment in the center of our city. It isn't ours, it is închiriat. We want to, să cumpărăm, a house with a small garden one day. We're money for it. Economisi. Ok, bine. Acum vă dau răspunsurile, da? Here we go. An accountant, contabilă, workplace, loc de muncă, co-workers, helpful, săritor, care ajută, boyfriend, flat, rented, to buy, și we're saving. De asemenea, am hotărât să fac o recapitulare pentru problemele din vacanță, pentru că este vară și mulți o să mergem totuși, chiar în condițiile actuale, într-o scurtă vacanță, probabil. Și dacă avem probleme, să știm cum să le gestionăm prin a folosi expresii cât mai politicoase. Îmi pare rău să vă deranjez. Aș dori să calc niște haine ale copilor, dar nu am fier de călcat în camera noastră. V-ar deranja să îmi împrumutați unul? I'm sorry to bother you. I'd like to iron some of the kids' clothes, but I don't have an iron in our room. Would you mind lending me one? Ok, sper că v-ați adus aminte din cuvințele. Hai să vedem și altă traducere, altă problemă. Îmi cer scuze că vă deranjez. Ar putea camerista să facă curat în camera noastră, vă rog? Asta în cazul în care ați venit în cameră mai târziu după amiază și camera încă nu era aranjată, da? Și mergem la recepție și întrebăm asta, cum zicem? Here is the answer, iată și răspunsul. I'm sorry to bother you. Could the maid clean our room, please? Încă o problemă. Îmi cer scuze că vă deranjez, cred că dușul din camera noastră este stricat. Aș putea chema, suna pe cineva să-l repare, vă rog? Ok, think. Here is the answer. I'm sorry to bother you. I think the shower in our room is broken. Could you call someone to fix it, please?
Altă problemă. Îmi cer scuze să vă deranjez. Patul din camera noastră este foarte inconfortabil. N-ați putea schimba camera, vă rog? Ok? You can pause the video if you need to. Puteți să puneți pauză la video dacă aveți nevoie. I'm sorry to bother you. The bed in our room is very uncomfortable. Could you change our room, please? Și aceeași problemă cu patul și camera, dar o altă soluție. Sunt curioasă dacă mai țineți minte cum se spune la saltea. Îmi cer scuze să vă deranjez. Patul din camera noastră este foarte inconfortabil. N-ați putea aduce încă o saltea, vă rog? And here is the answer. Și iată și răspunsul. I'm sorry to bother you. The bed in our room is very uncomfortable. Could you bring us another, so an extra mattress, please? Mattress era saltea. Ok, trecem mai departe. La altă recapitulare ne uităm la 7 verbe de mare frecvență. La trecut, la forma de trecut, trebuie să le puneți voi, deci am lăsat spații libere, acele verbe cu roșu, da, și semnul întrebării. Dar înainte să citim textul și să ne gândim ce verbe se potrivesc în ce spații libere, că evident sunt amestecate, unele verbe pot să fie folosite chiar de mai multe ori, aș vrea să ne uităm la câteva cuvințele care sunt sub această poză grozavă cu legumele astea frumoase și colorate. Cuvinte pe care le-am mai văzut, de fapt, în lecție până acum. În lecțiile noastre. Nutritious, nutritious, nutritiv, hrănitor. Dish, dish înseamnă și vas, veselă, dar înseamnă și fel de mâncare. Recipes, recipes, rețete. Oily, oily, uleios. Fatty, fatty, grăsimos. Used to, obișnuia să. To avoid, a evita. Ok, iar acum citesc textul și în spațiile libere voi trebuie să vă gândiți ce verbe din aceste 7 verbe de înaltă frecvență ar trebui să puneți în spațiile corespunzătoare, astfel încât să aibă sens, să fie logic. Și o să vedeți în albastru câteva verbe la trecut, doar vă atrag atenția la ele că sunt la forma de trecut, da? Dar nu fac parte din exercițiu, din ce trebuie voi să faceți. Da? Ok, Anne cook very well. So she, to keep her family happy and delicious meals for her husband and her kids. She, food shopping early in the morning, twice a week. She chose, da? E trecutul de la choose, înseamnă alege. Fresh vegetables because she used them in her healthy, nutritious meals. When she married, she... Mare atenție aici, aveți nevoie să folosiți unul dintre aceste verbe de înaltă frecvență la forma lui negativă, da? Deci cu nu. Cook very well, but her husband some really delicious recipes and she helping him in the kitchen. She learned to make simpler dishes because she used to cook oily and fatty foods, and she learned to avoid those. Her husband worked as a chef in a vegetarian restaurant, so he cooked really yummy and nutritious meals. Okay, you can pause the video if you need to. Puteți să puneți pauză dacă aveți nevoie, să vă notați, să vă gândiți. Care sunt cele mai potrivite verbe la trecut de pus în aceste spații libere. Here are the answers. Vă dau și răspunsurile. Are you ready? Here we go. Anne could cook very well, so she liked to keep her family happy and made delicious meals for her husband and her kids. Vă și traduc. Anne putea să gătească foarte bine, așa că îi plăcea să își țină familia fericită și făcea mâncăruri delicioase pentru soțul ei și pentru copiii ei. She went food shopping early in the morning twice a week. Ea se ducea să cumpere alimente de vreme dimineața, de două ori pe săptămână. She chose fresh vegetables because she could use them in her healthy, nutritious meals. Ea alegea legume proaspete pentru că putea să le folosească în mâncărurile ei sănătoase, hrănitoare. When she got married, she couldn't cook very well, but her husband made some really delicious recipes, and she liked helping him in the kitchen. Când s-a căsătorit, ea nu putea să gătească foarte bine, dar soțul ei făcea niște rețete foarte delicioase
și ei plăcea să-l ajute în bucătărie. She had to learn to make simpler dishes because she used to cook oily and fatty foods and she had to learn to avoid those. Cred că aceea a fost mai greu, nu? She had to înseamnă că a trebuit. Ea a trebuit să învețe să facă mâncăruri mai simple pentru că obișnuia să gătească mâncăruri uleioase și grăsimoase și a trebuit să învețe să le evite pe acelea. Her husband worked as a chef in a vegetarian restaurant, so he could cook really yummy and nutritious meals. Soțul ei lucra ca bucătar șef într-un restaurant vegetarian, așa că el putea să gătească mâncăruri foarte delicioase și nutritive. Ok, sper că v-ați descurcat bine. Trecem mai departe. Acum avem made versus did. M-am gândit că și asta ar fi o bună recapitulare cu mai multe exemple. Aveți propoziții din care lipsesc fie made și fie did. Da? Știm că ele în traducere amândouă înseamnă a face, însă când vine vorba de expresii, ele se folosesc în expresii diferite și nu este bine să le amestecăm pentru că nu ar fi corect. Ok, vă citesc, vă gândiți, you can pause the video if you need to, puteți să puneți pauză dacă aveți nevoie, puteți să vă notați. Tony's mom, a delicious dinner while he, his homework. He, a big fuss and said it was too complicated, but he finished it quite quickly. The bully, fun of the little girl. My family, some changes in the bedrooms. I, a suggestion regarding the online courses, but nobody took it seriously. Dad, the shopping and mom, the cooking. They always the housework together. I, the dishes, and my sister, me a favor, and help me with my geography project. I, a complaint against a rude teacher, but nobody took it seriously. Okay, acum vă dau și răspunsurile. Here we go. Tony's mom made a delicious dinner while he did his homework. He made a big fuss and said it was too complicated, but he finished it quite quickly. Da? He made a big fuss. A făcut un mare tam-tam, o mare dramă, da? The bully made fun of the little girl. Bully-ul, da? Cineva care e un bully, da? Înseamnă că terorizează pe alții, da? Aici made fun înseamnă că a râs de fetiță. My family made some changes in the bedrooms. Au făcut niște schimbări. I made a suggestion regarding the online courses, but nobody took it seriously. Am făcut o sugestie privind cursurile online, dar nimeni n-a luat-o în serios. Dad did the shopping and mom did the cooking. They always did the housework together. Asta este ușor. I did the dishes and my sister did me a favor. Mi-a făcut o favoare and helped me with my geography project. I made a complaint against the rude teacher, but nobody took it seriously. Am depus o plângere. Am făcut o plângere împotriva profesoarei nepoliticoase, dar nimeni n-a luat-o în serios. Ok, de asemenea, am făcut și acest slide în care avem aceste verbe neregulate. To give, to hear, to hide, to know și to leave. Ele sunt amestecate în 7 propoziții. Deci fiind 5 verbe în 7 propoziții, unele se repetă și mare atenție, la propoziția numărul 6 și propoziția numărul 7 le avem la negativ. Da? Verbele sunt la negativ, sunt forma de negativ, cu nu. Voi trebuie să vă gândiți ce verb se potrivește cel mai bine în aceste spații libere, da? Și să le puneți cum trebuie. Ok, so, vi le citesc. I, the house, in a hurry because I was late for work. I, a booming noise, înseamnă a loud noise, and I was very frightened. I, all the answers, but unfortunately, I was too afraid to speak. And me, for her favorite pen to write with in the exam. There was a stormy night and the animals under the branches. He, și aici va trebui verb la negativ, the house early in the morning, so he missed the bus. We, iar la negativ, Mary, but we, many nice things about her. Ok? Deci voi trebuie să vă gândiți aceste verbe în roșu, care se potrivește în care propoziție la trecut. And here are the answers. Iată și răspunsurile. I left the house in a hurry. Am plecat în grabă. I heard a booming noise. Am auzit un zgomot puternic.
I knew all the answers, am știut toate răspunsurile, and gave me her favorite pen, mi-a dat pixul ei favorit. There was a stormy night, o noapte furtunoasă, da? Aici trebuia să fie stormy cu M. Ah, hai să-l repar acum cu voi de față. Stormy. Ok? Mă scuzați. There was a stormy night, da? A fost o noapte furtunoasă, and the animals hid under the branches. Hid, s-au ascuns. He didn't leave the house early in the morning, so he missed the bus. Nu a plecat de acasă dimineața de vreme. We didn't know Mary, but we heard many nice things about her. Noi nu cunoșteam pe Mary, dar am auzit lucruri drăguțe despre ea. Deci cam așa trebuiau puse aceste verbe, da? Bine, asta a fost ultima provocare, ultimul lucru pe care l-am revizuit împreună. Iar acum avem o ultimă lecție nouă, se numește A Chess Prodigy, despre un băiețel și vă întâi ne uităm la câteva cuvințele noi. Child prodigy înseamnă copil minune, astfel încât lecția A Chess Prodigy înseamnă copil minune care joacă șah, da? All over the world înseamnă în toată lumea, once înseamnă odată, to be worried, a fi îngrijorat sau îngrijorată, to be allowed, a-i se permite, gifted, înzestrat, înzestrată sau talentat, childhood, copilărie. Ok, să vedem despre ce este vorba. Aveți aici verbe care sunt puse la forma de infinitiv, da? Cu to în față. Iar voi trebuie să le puneți la trecut. Da? Să le puneți la trecut. Vă citesc această mică biografie. Da? Este vorba despre un copil, Shreyas Royal, care există, un copil real. Shreyas Royal is a chess prodigy who is famous all over the world. A chess prodigy is a child who can play better than adult chess players. A chess prodigy is... Okay, mi descuze. A chess prodigy is a child who can play better than adult chess players, even very good ones. I, și aici aveți verbul to become, care mare atenție la trecut este neregulat. Da? Deci trebuie să-l căutați. I to become interested in Shreyas. When I, și aici avem verbul to hear, auzi, care a trecut, știm că este neregulat. About him on the news. I to think, iar neregulat, his story was very interesting. So I to look for information about him online. Look, e verb regulat. Once I see this interview with him. To see, este verb neregulat. He to say, iar este neregulat. I to be born in India in 2009, but we to move to the UK when I to be 3 years old. Citeți foarte ciudat, nu? We to be in the news because my parents to be worried that we to have to return to India because dad's work visa to expire. But we to be allowed to stay in the UK, in the United Kingdom, because I'm such a good chess player. The UK Home Secretary said he to take the personal decision as Shreyas is one of the most gifted chess players in his generation. He to begin playing chess when he was 5 and a half. When he to be 9 years old, he was the best player under 12 in England. He to play in lots of international competitions and to win, iar este neregulat și nu știți, nu vi l-am dat în lecția de verbe de neregulate. Most of them. In his childhood, he also to enjoy tennis, football and running. Ok. A sunat foarte ciudat, știu că a sunat foarte ciudat cum am citit. Acum voi trebuie să vă gândiți care este forma de trecut a acestor verbe. Da? Puteți să căutați, mai ales că, de exemplu, la to become și to win, nu știți. Celelalte sunt destul de clare, pentru că sunt fie făcute în lecția anterioară, fie sunt verbe la trecut regulate, care respectă o regulă. Și acum vă dau și răspunsurile și vă dau și traducerea. Da?
Okay, here we go. Shreyas Royal is a chess prodigy who is famous all over the world. A chess prodigy. Și aici am cer, mii de scuze, dar am filmat de atâtea, de atâtea ori acest video încât nu mai filmez încă o dată, sincer. Asta din perfecționismul meu exacerbat și am făcut un video care probabil că o să aibă vreo 30 de minute și l-am făcut vreo 4 ore de filmare. Sau... da. Ok. Shreyas Royal is a chess prodigy who is famous all over the world. Este un copil minune, da, jucător de șah, care este faimos în toată lumea. A chess prodigy is a child who can play better than adult chess players, even very good ones. Un copil minune, jucător de șah, este un copil care poate să joace mai bine decât jucătorii adulți de șah, chiar și cei foarte buni. I became interested in Shreyas when I heard about him on the news. Am devenit interesată de el când am auzit de el la știri. I thought his story was very interesting, so I looked for information about him online. M-am gândit sau am crezut că povestea lui este foarte interesantă, era foarte interesantă. Așa că am căutat, m-am uitat după informații despre el online. Once I saw this interview with him. Odată am văzut acest interviu cu el. He said, el a spus, I was born in India in 2009, but we moved to the UK when I was 3 years old. M-am născut în India în 2009, dar ne-am mutat în Marea Britanie când aveam 3 ani. We were in the news because my parents were worried that we had to return to India because dad's work visa expired, but we were allowed to stay in the UK because I'm such a good chess player. Noi am fost la știri pentru că părinții mei erau îngrijorați că trebuia să ne întoarcem înapoi în India pentru că viza de lucru a tatălui a expirat. Dar ne-a fost permis să rămânem în Marea Britanie pentru că eu sunt un jucător de șah atât de bun. The UK Home Secretary said he took the personal decision as Shreyas is one of the most gifted chess players in his generation. Secretarul de stat al Marii Britanii a spus că a luat această decizie personală pentru că băiatul este unul dintre cei mai înzestrați jucători de șah din generația lui. He began playing chess when he was 5 and a half. A început să joace șah când avea 5 ani și jumătate. When he was 9 years old, he was the best player under 12 in England. Când avea 9 ani, era cel mai bun jucător de șah din Anglia sub vârsta de 12 ani. He played in lots of international competitions and won most of them. A jucat în multe competiții internaționale și a câștigat pe majoritatea. In his childhood, he also enjoyed tennis, football and running. În copilăria lui, de asemenea, i-au plăcut tenisul, fotbalul și alergatul. Ok, îmi cer scuze pentru micile greșeli pe care le-am făcut aici și acolo. Intențiile mele să iasă un ultim curs foarte frumos au fost foarte mari. Da, dar cred că trebuie să învăț că și lucrurile astea se pot întâmpla și să nu fiu atât de critică cu mine și sper să nu fiți nici voi foarte critică, foarte critici cu mine. Ok, so, this is lesson 20. I hope you enjoyed lesson 20. I hope you had a good time with this lesson. Sper că v-au plăcut aceste lecții. Sper că ați simțit că ați progresat acolo unde v-ați ținut de această serie de teme. Puteți să reviziți oricând. Nu voi șterge această serie, evident. Și sper că v-a fost de folos. Numai bine, o să fac acum o surpriză într-un video separat. Numai bine. Goodbye!